Salut tuturor! Astăzi pot interveni schimbări surprinzătoare cu efecte pe termen lung. Berbec, ai de luat niște decizii importante. Astăzi cel mai bine ar fi să te consulți cu partenerul de viață. Sigur îți va sări în ajutor. Taur, este o zi în care este bine să asculți de sfaturile prietenilor, posibil ca unele chestiuni din cele auzite să se contrazică ideilor și planurilor tale. Gemeni, fii prudent, ascultă ce ți se spune și susțineți opiniile cu dovezi palpabile. Evită implicarea emoțională și discursurile lungi după amiază persoana iubită îți poate solicita ajutorul. Rac, îți sunt favorizate activitățile culturale și studiile pe termen lung. După amiază rezervă-ți momente pentru o lectură plăcută sau pentru vizionarea unui film bun. Leu, este timpul să te concentrezi asupra unui lucru și să înveți că a face prea multe lucruri din mers înseamnă că nu vei aprecia niciodată niciunul dintre ele. Fii mai atent la lucrurile prioritare. Fecioară, poți desfășura treburi diverse care își așteaptă rândul de ceva vreme. Ai susținerea membrilor familiei și destule idei inspirate, astfel încât să faci totul să fie ușor. Balanță, în mintea ta este ascuțită, dar astăzi probabil vei simți că nu poți gândi corect. Dacă trebuie să faci ceva imediat, fă un efort deosebit și rezolvă totul repede. Scorpion, primești niște vești sau informații care nu-ți sunt pe plac. Ești posibil să pleci într-o călătorie în interes profesional. Săgetător, o zi în care te poți ocupa numai de tine și de ceea ce-ți face plăcere. Astăzi ascultă-te, mergi unde simți, alintă-te și mărturisește-i cuiva drag sentimentele. Capricorn, s-ar putea să începi ziua cu un sentiment de profundă nemulțumire pentru că se amână plecarea într-o călătorie de afaceri. Ar fi bine să te controlezi. Cei din jur nu sunt obligați să-ți asculte ieșirile. Vărsător, amână discutarea unor subiecte sensibile în familie pentru că există riscul să fii greșit înțeles și să provoci o ceartă. Odihnește-te mai mult. Pește, ți este destul de greu să-ți revii pe linia de plutire după un moment care te-a pus într-o situație neplăcută. Poți fi puțin dezamăgit și nemulțumit privind o activitate pe care ești nevoit să o desfășori contra voinței tale. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă!